În Marea Britanie, eu când am lucrat în... Asta în Moldovan, sau Moldovan, Moldovan, Moldova, Moldova, proprietarul, proprietarul, Republica Moldova, când eram încă student, ah, lucram ah, într-un ah, local și... Uh -huh. Proprietarul mi-a zis că toată viața îi dai să sticlă. Am înțeles. Despre care educație, <laughs> valori, despre și <laughs> independență. <laughs> Dacă el, stuț, el nu respectă însuși jobul meu, dar nu că job, hai bun, că a venit un client, dar el însuși ca proprietar, el nu-și respectă personal lui. Da. Păi atunci cum pot eu să-l respect pe dânsul. Bună ziua tuturor! Azi avem uh, Vadim Zlatin, invitat în studioul nostru. Vadim uh, o câștigat, uh, Așa, invitația de la Insta Sprint, au participat la Insta uh -huh. Sprint și tăți oamenii au votat pentru tine să vii în podcast. Asta e o experiență practică și hai de aici să începem ideea ca de obicei, pentru că asta e o chestie de cercetare. Și te-a făcut să vii în Insta Sprint? Și ți-a plăcut, nu s a plăcut? Și cum îți când oamenii în vă pe tine? Povestește-mi un pic despre asta. Hai că de la, de la bun început să încep, nu știu, probabil, cred că am avut ceva, poate oamenii au văzut ceva în mine, că, că m mă ales pe mine să merg, poate vor să afle ceva mai mult despre mine, despre uh -huh. nișa cei care o fac eu, poate despre viața mea, cum o trăiesc eu în de mare. te rog, microfonul mai pe mijloc, ca să... Da, așa, superb cum trăiesc eu în Marea Britanie, uh -huh. dar însuși ca, nu știu, ca Insta Sprint-ul, eu l-am văzut de pe rețele de socializare și oricum eu de mult vrem să mă promovez cumva. Uh -huh. Dar chestia că am ajuns la așa o situație când am nu mai știu cum să mănânc. M-am oprit, m-am într-un într-un pas, într-un step și mai mult nu mai știu cum să merg. Și de asta dăm eu deja și de nu și mă gândeam, zic, dar unii la cine să merg, unii să, apeliez. Dar ai știut de academii, de mine până la asta? Sau uh, nu, n-am știut, nu am văzut postările pe Facebook, uh, da, pe Facebook, pe TikTok și am văzut câteva podcasturi de tele, chiar a foarte așa. multe, dar par mi să le-am privit. A așa, a serios? pe YouTube, da, sunt destul de faine, da. Mă, știi cum, uh, eu chiar, eu în calcul uh, feedback-ul în primul rând, Că eu înțeleg că asta e o sursă de regăsări cu casa. Și mulți îmi scriu și când îmi scriu, e interesant în ce moment consum, consumați podcastul, uh, deși eu consumați și vă place, dar da, să lăsăm după sprint mai întâi. Cum ai luat o decizie? Tu, tu și nu mă știi ei pe mine. A, tu mă știi din podcast. Uh -huh. Tu ai intrat în program și programul e despre frici, uh, de prinderi și despre stories, dar tu ai intrat în program cu 75.000 de, de urmăritori de TikTok. Înțelegi? Mulți oameni, în cazul tău, ar spune, blin, eu am experiență, tipar n-a fi nici exercițiile astea. Nu, hai să zicem de la bun început, că tot timpul este un, un loc spre, 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 dezvoltarea mai bună. Uh -huh. Și niciodată nu poți spui tu că tu ești tot timpul cel mai tare, că, cum să zici în rusă, în hitru. robot jocul uh -huh. Așa. Și de asta și cum ziceam, zic eu am ajuns la un moment când gata, să eu, nu mai știu cum, cum se procedează mai departe, că eu nu știu cum să mănâncă idei nu am. Dar cu ce tip probleme te-ai confruntat că ți a dat de înțeles că nu știi? Uh, nu mai mergeau vizualizările atât de pe, pe TikTok, De uh -huh. deoarece eu m-am mutat de pe o nișă care eu făcem mâncare la grătar, ca exemplu, pentru oamenii care se duc la pădure și nu facă numai, ca exemplu, numai frigărui și de o și uha. Uh -huh. Dar să mai facă diferit, ca exemplu, și și, nu știu, și pâine poți face faci în în, într-un șaun și uhum. un pește prăjit și, eu nu știu, mai multe chestii poți să la gratar. Dar chestia mai ajuns la moment când eu am înțeles că, băi, într-o bună zi, a să prăjesc și pancreasul așa pe gratar, uhum. că e de la mâncare foarte grasă, păi, păi... Da, prinde la oameni, da? Prinde foarte tare la oameni, mai ales la partea românească, foarte mult prinde la oameni, că, nu știu, video-ul ăsta care cu pești prăjit, cu mă ligă, eu acolo și în manușli în pe, pe grătar, el a zburat la două milioane și, și jumătate. Nu-l distribui, să te, rog. Că... te rog, frumos, nu-l no. distribui să fie. Bun? Ok. Așa, și tu la un moment dat au început să cadă vizualizările, că ai schimbat conținutul. Când am înțeles deja că e cam... Problematic cu gratarul de făcut mâncarea asta sau să o arunși sau să mm -hmm. o mănânci, și țiele tu să o arunci oricum să mănânci. Și am zis că nu. Și eu n-am văzut niciun profesionalism mai departe, eu n-am văzut promovarea mea mai departe, eu n-am văzut uh, ce să fac eu, cum să fac eu mai departe, unde să ajung eu. Și am zis că des încerc, ne îmi place tot timpul și patiseria, și zic, uh -huh. de să încerc și patiseria. Zic, dacă îmi place, atunci eu continu mai departe cu patiseria, mă fac expert în, în nișa dată. De exemplu, mă duc la multe cursuri și fac amuși la momentul dat. Numai că am înțeles că trebuie să mă duc la cei mai buni patiseri din întreaga lume o bun, bună concluzie. Dacă e de învățat și aliniat, apă uh, și Eu mai am bun. trecut, să zicem așa, că eu am trecut de etapa și când mă duc la patiseri uh, de rangul moldovin și român. Eu nu vreau să spar Pur și simplu, ideea că eu vreau, dar deja să învăț puțin mai multe și, și cunosc experții din lumea toată, sam uh, să am și eu informația asta, care eu pe urmă pot să... Asta să e curtaie temă. Asta să eu. dau și la, la, alți oameni, la uh -huh. alți patiseri, la... Ok, și tu ai schimbat conținut, a început să cadă vizualizările, da. nu cum să te repoziționezi, blocajul, tipa, ce te-a făcut, tipa, hai altfel, tu ai ajuns, tu ai ajuns în, în program, cum s-a părut programul ăsta? Grupul, structura, sesiunile live, uh... ce și-ai prins de aici. Uite, spun, eu, eu, chiar rog și îndemn să te, -a, te -a invitat, să invitați, să-ți vorbească sincer, că eu sunt ok, nu, tu nu ești obligat să mă lauzi acum, că eu nu de asta fac, eu nu șer laudă. Pur și simplu încerc uh, impresiile. Uh, din asta spre și ei și ne-a plăcut mie, asta a fost că noi am avut o, o echipă foarte unită. Uh, ne-a plăcut foarte mult ajutorul uh, întregii echipe de la academie, Suportul. Suportul, da, da, foarte așa. mult. A fost un suport uh, extrem de bun. Și chestia că, nu știu, am mai făcut ceva de genul dat uh, cu cineva din Rusia, dar mi s-a părut ca, ca infa țigani, mm -hmm. acolo. nu știu dacă l-ai văzut, este unul pe TikTok, el așa e, eu nu vreau să pară sistemul, dar el e negru uh -huh. și el e exact aceeași chestie o face, el vinde cursul ăsta cu beta așa. și îți arată cum să te promovezi pe TikTok și pe Instagram. Uh, și, și eu am făcut, eu am plătit chestia asta, dar nu ne-a plăcut din motivul că acolo nu e nicio, el pur și simplu cheltuială de bani și asta e tot. Și aici mi a plăcut la Insta Sprint, aici e suportul, aici e pas cu pas făcut pentru toți uh, oamenii care vin noi. Și chiar am văzut și o mișcare oarecare în, în numărul meu de Instagram, după urmăritori și, nu știu, mi-a deschis, uh, să zicem așa, că mi-a deschis, mă uit o leacă mai, uh, mai simplu la tot chestia asta, ah. să ieși în cameră, să, să vorbești, să... Luptă cu propriile, da, dragi, lupt. și luptă grea. <laughs> da, știu și eu. Sunt de, de, de cameră și, și mulți foarte mult cu confruntul cu chestia asta, că da. ei să iasă în față așa cum sunt ei. Tu înțelegi de ce asta faci? Tu ai răspunsul la întrebare, da, de ce ți asta trebuie, știi? Chestia că am avut la un moment dat că nu-mi place glasul, așa e și cred că și la asta e când încep un... Mm -hmm. sau și alăși live sau când ies în, în stories primele câteva luni vă nu te percepi Da, eu am făcut foarte mult, am experimentat în oglindă, singur cu mine, pe urmă cu telefonul și mă uitam singur la live-urile mele, singur mă filmam, oh, singur le... Asta e exercițiu tare simplu, dar e foarte aterizant. Așa e lucru cu oglinda, vă și e temă. Da, foarte pricolnă. și uitam și la backstage-urile care le făceam eu și acolo, da, și Mă, e Știi și eu acum aș divulg asta nume aici, pentru că tu după Insta Sprint ai venit și în programul de maraton de două luni, de că și restul, și eu în Insta Sprint am observat așa o chestie, Eu am observat, tu vrei cumva să tu vrei să deschizi business de patiserie? Da. Și eu ți-am pus așa de tare la dubii inițiativa asta, că la un moment dat tu te-ai răzgândit, ai luat o pauză și mă gândeam, zic, mă am că vinova, zic, plea, parcă i întăiat are aripele, tipa, asta e ok. Înși măsură e ok? Cum te-ai simțit în sesiunile gele când prostă te zgârâiem? Că eu pot să zgârâi. Din primul moment când tu ne-ai că hai, ești focusat mai sau pe una sau pe alta, eu am zis că, blind, nu, cred că ar și gine să fac așa cum știu eu, dar după asta am și m-am gândit și am zis că, știi, că vadem chiar, chiar e drept în, chestia dată, că nu, nu poți să tu chiar să te în Să, să deschizi și serie și să te focusezi pe plan online. La început e vesel, pe urmă pe alea bomul trebuie să faci alegere. E greu, da, foarte mult sacrificii trebuie să, faci pentru asta. exact, oricum fac așa multe sacrificii, nu văd familia cu, cu zilele. Dar dragoste față de ideea ta. Da. Eu, eu, eu personal, eu nu-mi place horica. Eu știu că asta e complicat, trândeț și caroci. Dar tu insistent, tu prea insistent. La tine este plan. Și nu-mi place flacăra asta și după asta m-am retras un pic. Zic, da, să vedem să abordăm altfel temele. Zic, ok, minunat. Dacă o mutare tare... tare și te faci și pe tine, îți vrei să deschizi patiserie. În, pricum, în Anglia. Înțelegi? asta-i asta-i, poate. așa, e-o Știi care chestia? Nu știu, eu, dacă sincer, m-am dezamăgit puțin de Marea Britanie, de Anglia că, opa, da. hai să zicem că în Anglia este în Marea Britanie, este Anglia și este Marea Britanie. Nu știu cum, acum, și în Moldova este. Mai mult Și Moldova, nu, am în vedere dacă zicem de plan gastronomic sau de gusturi. Și dacă și ei să vin din Londra, apă nu înseamnă ca să vândă undeva pe suburbii, la 100 de km de, Londra. Dar, nu știu, eu am ajuns la, momentul că am zis să încerc. Să încerc într-un oraș unde este mai, cu englez mai bogat. Însuși, și iarăși englez este foarte conservator la tot chestia asta. Ei nu experimentează ceva nou. Lor le place, ca exemplu, dacă vorbim de dulce, doar a o bucată de pâine cu zahăr și cu apă și asta e tăiat. Serios? Da, principal o să bolfile. Asta, -i, asta e cred că părerea mea, să bolfile cu, cu dulce, știi? Da. da și cu biere. Bierea tot într acolo, nu? Da, acolo foarte mult biere. <laughs> da. <laughs> Fotbal, biere și dulce. Dar pe ce am trăiesc ghine ca societate? Dezvoltată, bani? Da, trăiesc ghine, dar trăiesc englezi și e bogați. Aceștia care simplu trăiesc pe social, e nu, că, da, e hai bun să zicem așa, că fiecare, fiecare engleză își permite acolo, nu e chestia asta acum la noi, ca, ca diferență. Nu e diferența asta dintre un om bogat și un om sărac. La și fiecare om își permite să aibă și și mașină scumpă mm -hmm. și fix și, și nu știu, o undeva pe hotare, știi? Dar însuși, nu știu, dar în mare parte englezi care eu le zic englezi degradați, mm -hmm. stau pe social. Și noi, că ei zic nou un plătesc socialul și până la urmă, urmei tot românii, moldovenii și alți emigranți lucrează și plătesc impozite, că lor a să le dă socialul. Mm, da, cât stai? Cât ani ne De 5 în ani de în, în, în Marea Britanie. Ești da. mutat acolo cu familia, familia tot, da? Da, Noi deja da, și am cumpărat casă, <laughs> cumpărat, știi, că mama m-a sunat într-o zi și că ea că vecinul a cumpărat casă în Marea Britanie. Acolo tu nu poți cumperi casă. Băi, bun, dacă ai un salariu foarte bun, tu poți cumperi casă cu bani cash, dacă ai ai 300 că, de no? mii. Uh -huh. Da, ca exemplu, o iei în morgă pe 30 de ani. La mine e un prieten foarte bun din copilărie, Sergiu, spinei, tot e mutat acolo cu familia și tot a luat casă și, a, e, garo, și... din tot ce ne-a povestit mie, eu nu știu dacă aș putea să mă bag în asta tot. Și tu vorbești despre asta extrem de nepopular, că de regulă diaspora bă, apreciază, îți duce acolo tot și pe de-o parte lor le este greu, dar despre faptul că hai să ne mutăm în altă țară, aici la noi, de fapt, e un mod de asta, ca un vis că aici e rău, știi? Ce ai de gând tu să faci cu dezamăgerea asta de UK? Tu ai zis că tu te-ai Ui, Hai să zicem în primul rând că eu nu știu eu nici, nici acolo nu mă, nu mă, simt ca acasă. De deci, te că real, eu sufletește nu pot să mă deschid față de dâns. Și pentru mine engleză e, hai bă, de, poate pentru copiii mei o să fie, da. altfel, ei uh -huh. o să crească engleză. Eu nu, eu nu, pot absolut să mă deschid pentru dâns. Și cred că mă înțeleg tot... Uh, diaspora. Tot oameni, da, din diaspora mă înțeleg de, uh, de chestia dată. Dar nici acasă nu mai vii, dar nu mai ești ca acasă. Tu nu te mai simți... Uh, chiar, chiar, am venit, chiar ieri, azi dimineața am venit din România. Și am intrat cu geanta la mama și la tata în casă și am lăsat geanta și am scos numai maicuța și ieși și am încălcat -o și am ieșit și gata. Și tu nu te mai simți deja ca acasă. Dar însuși nu știu, dacă să vorbim de plan financiar, e foarte bine acolo, uh -huh, uh -huh. în Marea Britanie. Și și în comparație cu Moldova, tu poți să-ți permiți cu mult mai multe acolo decât aici și acasă. Și știi, și mai zis încă așa o chestie, că și voi tăți acolo, te voi vă duceți peste hotare și încearcă tu acasă să te rădiși. Mm -hmm. <laughs> Știi, sincer, e și palca două Eu nu prea aș fi de acord cu, cu părerea lui, din mm -hmm. motivul că tu când te duci, că nu toți moldoveni, ca exemplu, să duc în, în, Marea Britanie, da? nu toți cunosc engleza. Și tu te duci de la zero, în Marea Britanie, tu știi o leacă de engleză, că ți-o zis mama și tata când ești învață, dar tu n-ai învățat. <laughs> și a ajuns the acolo... Great Britain. Da, The Great Britain, da. Și tu ești... Hai bun, că eu am știu... Eu am mai fost la, cursuri aici în Chișinău și am crezut că pe aici, ceva, că tu te duci acolo, am în Londra la Chișoarele Ai să uh, din conversație, da? Asta nu e era, așa, nu? eu am ajuns, am ajuns într-un restaurant să lucrez, primul meu job, eu spalam vesela. Stai, revenim. Vreau să te întreb, tu ai zis că revii, cât de des în Moldova din UK? probabil o dată pe an sau... Dată Și sunt tu când revii și Și cât timp răbzi aici și înțelegi? Haide să, ți dau un simplu exemplu, chiar și ieri când am venit din România, la... chiar la Vamă, uh -huh. Poliția de Frontieră s-a salutat, bună dimineața... Români. Români, uh -huh. Români s a salutat, bună dimineața, vă rog frumos, pașapoartele la control. Și eu zic pentru mine, zic, băi, ia că și ajungem la vame cu, cu Moldova, zic, exact așa se facă. Ce crezi nu. Moldova nu s-a ridicat, el nici nu a zis bună ziua și o zis că și eu, gata. Nu, el zic, la control și, și asta tot. Și, și asta pare poate. ciudat dintr-o parte foarte Eu m-am desprins de chestia asta, de, de societatea asta ră care este la noi în Republica Moldova și eu nu știu care e chestia, sau că a rămas mentalitatea asta de pe timpul lui Stalin, sau că eu nu știu... Uh, ei fac diferența între, între persoane, cine e mai bogat, cine e mai, mai sărac și uh, însuși lumea e foarte ră. În trafic, nici nu se discută în trafic, acolo și, în măta și în, și în tăt. Cât aici? Uh, știi știi că de tare vreau acasă, uh, atât, atât de repede vreau înapoi. Uh, <laughs> eu Aurică cred că tot suficient, tot pentru, pentru, mine, pentru mine cred că e suficient uh, <laughs> să mă suie dat într-o autobuz sau rutier, rutieră și să merg din centru până la botanica și eu cred că eu vreau, și să mă duc la spital undeva și eu cred că eu vreau înapoi. În timp de 5 ani, de când ești în UK... Da. Uh, și acum când revii, este diferență, schimbă ceva? Din, un din în Chișinău, în oameni, ce ai văzut diferit și și să asamănă în continuare? Uh -huh. dacă să zicem de și de infrastructura din Chișinău, e surdicat cu mult chiar în general, unii trăiesc în orașul ăsta între el el după, după e exact ca Chișinău. Uh -huh. Și practic e același număr de populație. Milionic, oraș milionic aproape, da? Da, nu noi, noi, aproape un milionic. Un 800 de milionic. Da, no, aici no. sunt mulți ucraineni, un 10% vinit venit, adică... Dar chestia că, nu știu, Marea Britanie, eu o cutem, de asta și-am zis că eu m-am dezamăgit că Marea Britanie, eu cred eu o să o o țară europeană cu un intelect foarte înalt, dar e, e murdară, într-adevăr, e foarte murdară, chiar și englezii își permit să fac și ei și nu își permit moldovenii la noi. Și ca comparație, să zicem, dintre Moldova și, și Marea Britanie... Băi, cerouș pământul? pentru mine ce roș ei așa în în, și, în gândire atitudine în bani. în gândire nu în atitudinea probabil față de de alte persoane să nu știi să nu umilești să nu umilești pe cineva poate în hai să zicem um, în public. Asta în UK este da. rușine de asta sau nu? Dar în UK acolo e așa, mai în UK se comportă foarte frumos doar oamenii bogați. Mhm. Mm în uh, restul poți să mergi na Arvață, la grubă și Tot pe bici, da? Da, vorbitori cu... de engleză. Vorbitori da? de engleză. Exact și ești chestia. Știu, m-am dus în Marea Britanie, pentru mine englezii erau ca, nu știu, ceruș pe pământ față de mă și sunt și nu suntem noi. Dar, până la urmă, urmă, eu am înțeles că și acolo sunt uh, oameni mai, mai cu fără educație, cum sunt și la noi, care se comportă foarte urât Și cum se zice, pădurea fără că și noi. nu-i. Uh -huh. Ei este pe tot locul cum crezi, totuși, reieșând din asta, deși lor le-au reușit așa? -a înțelegi? A avut resurse și <fixi> Și deși, tipa, noi ne jertfim și ni... trăim ca în glod, ca porșii în glod, în sărășie și în gândire, în lipsă de... Eu nu, pot, nu vreau să spun sărășie. Ipoteza mea e că noi prost nu vrem să ne educăm. Prost. Noi suntem lenoși și dar tare gine criticăm. Și inclusiv și pe și care pleacă în diasporă, știi, asta tot îi e... încearcă să vină aici și aș fă aici, asta e tot așa și cum. Dar și voi citești și deștept, dar De ea nu încearcă să discurc cu în viață și în prost. Asta e logic, logica asta nu-mi place. Eu prob probabil cred că fiecare își gândește prost, pur și simplu, la curul lui. Și... Mm -hmm. De asta noi, nu știu, punem ca valori în față Mă cu familia mea și uh, pofic de tăsp de pe împrejură. dacă ați ca să mă pe cu mătru și pe stine și... Uh, și... Tu în UK ai văzut diferență în direcția asta sau nu? Da, foarte clar. Din oamenii care interacționez, cum asta e observat? E, e, e interesant observația. Pai, da, uh, iarăși vorbim, dacă vorbim despre uh, UK, despre oameni bogați și educați, ei se foarte mult. Adică în același trafic, în același market, tu te atins, Uh, ne că, ca, ca exemplu, el pe topi din sol și el uh -huh. oricum o să zică soare, știi? Uh -huh. Și și la noi poate să trimat și, în, uh. și într-o bortă. Și... Ok. Infrastructura o vezi schimbând, comportamentul oamenilor? E și așa care a fost și 5 ani în urmă care am fost eu aici. Nici o schimbare, absolut. Noi probabil mai avem încă vreo, vreo 100-200 de ani până să ne schimbăm. Să când eu o sincer când vin acasă, eu încerc să, să aduc toată bunătatea și ei care văd acolo în, oamenii ăștia care sunt culturali. Și așa Și uh, mănâncă? Și, -și mă mănâncă. Și de asta și zic, -o suficient uh, o zi, două, și eu mă fac exact ca cum eram când doar <laughs> ani urmă. și eu înțeleg că tu nu poți altfel. Deci și trafic, tu cum, dacă... Tu vrei, <laughs> tu știi să cineva poate să ședeze, știi, și să trăiești înainte. Nu, unică e și tu, Trebuie să tu în Aglă, da? Trebuie și în Anglia, trebuie să te faci și asta. Și și nu e în Marea Britanie, de asta, dar acolo și oameni diferiți. Interesant temă. Dar cum îți pare, e că sunt oameni, e că care acum sunt trafic, care nu plecat nicăieri, ei să aici și se comportă așa cum spui tu, da? nagla variante, uh -huh. dar totodată pledează pentru idee că noi trebuie să ne iubim, să fim responsabili social, să fim uh, ominoși, da? <laughs> <laughs> cum, 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 explici tu ideea asta că e ca omul pretinde pentru asta, dar uh, în, trafic așa se comportă? Și cum explici tu fenomenul ăsta că tu vii cu bunătate în tine? Și e prost așa, uh. ca că fiorul nu udăru. Oamenii nu vor, Eu, nu ți-o că... acceptă, nu te înțeleg eu probabil cred că chestia asta se transmite din generație în generație și și vede copii în familia lui și la tata și la mama, așa, exact așa faci și el. Și de asta și am zis că noi mai avem încă de crescut, încă și de crescut și spunem alte valori în față, poate o leacă de, 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 educație. Dar cu chestia asta, că eu vin cu bunătate din Marea Britanie și vin în coașe și aici de asta și eu nu, nu, nu mă simt confortabil în Republica Moldova, nu știu, de asta așa zic că eu suficient pentru două, trei zile, mai departe eu, eu vreau să plec, vreau să mă duc și... Cum i prețurile? Uh, Ori n-ai dovedit încă? Chestia că la mine oricum încă eu nu le pot uh, converti în din de, de, Ești deprins în eu lirin, lirin, ești de da? acolo și dacă mă duc la market, ca exemplu, aici acum mii de lei, nu prea ai și faci. Da. <laughs> Chiar da. Am schimbat azi dimineață 100 de lei și... Și s, s a dus? Și <laughs> aproape s -a dus, a rămas. cu 100 de lei la, la taxi, zic, cât? 200, zic, și... Dar pe mine a dat seama că benzina e 24 de lei litru și normal mm -hmm. că acolo, dar... Să... taxi unui, ok, cât costă? Nu tot un 10 euro? Depinde. da, păi da, dar în comparație cu banii care faci tu, păi uh, și iarăși încheie dacă depinde și depinde și și faci tu. Și ai un salariu mai bun, cineva are mai rău, dar în fin, oricum, de, dacă vorbim de plan financiar, oricum ești mai bine ca aici. Uh, acolo ca, nu știu, dacă ești o persoană medie, chiar și, și ești, știi cum e că chestia, eu nu prea o înțeleg la moldoveni, uh, care e diferența dacă ești tu uh, procuror, medic, sau, nu știu, stomatul polițist. Sau, da, polițist o, o persoană din instituție de stat uh, face diferența dintr-un uh, ospătar bucătar uh, constructor uh, sfarșic pentru aiește oameni ești nu sunt oameni, știi? și aiește îți permit ceva, aiește nu-ți permit și dacă să fim sinceri, poate și undeva salariile câteodată sunt mai mari la este decât la aiește. În Marea Britanie nu e așa în Marea Britanie, exact și așa ești constructor, își permit așa ești ca și așa ești alții mai, mai mari, știi? Mhm. am în două părți. Da, îți valorifică am în două părți. Și acolo lumea se duce la pub îmbrăcat în, în, în haine de construcție. Aici te duci la numărul 1, că chiar am fost data trecută când am fost la numărul 1, și ca pe ca pe podium. Bă, e unul mai frumos ca altul. Se a observat <laughs> da? asta, da? și și ei le mai lesc cu pămadă, cu, cu afure, cu... Asta și asta și e realitatea. În Marea Britanie nu, acolo... Însuși, chiar și oamenii bogați după lucru, joi, vineri, ei ies la pub și îi poate spune, geanta, geanta, jos pe... Chiar în cu drumul și să se bea o bieră. Și și la noi, ăsta e... Lui trebuie masă numai decât... Asta e gest de sărășime, și... de prost. E și cu tine, eu el vrea să arăte așa. el vrea să arăte că e bogat. Dar însuși știi cum la noi... Știi că asta, nu știu dacă ai văzut gluma asta, când și-a cumpărat Moldovanul iPhone și s-a așezat în rutier, s-a așezat cu poponiața pe iPhone mm -hmm. și-a zis că e de, de, de și, și răschinării. <gătă -i> <Știi? gătă -i> nu și iphone <gătă -i> <gătă -i> Ok. Ok, am înțeles. Deci, luxul mai presus el... decât sănătatea. Da, dar asta și asta e și realitatea. El mănâncă mi vină, dar aici oricum nu duc iPhone 15, știi? Diferența cer și pământ. Și în Marea Britanie, nu numai de... Blin, dacă ai un salariu bun, de oricum îți permiți și una și alta și... Nu, da, dar ca să ai salariu bun trebuie să contribui la stat, să construiești societatea, știi? Nimeni e obligat, vă să-ți salarii mari din nimic. Aici. Inclusiv aici, cred că da. Noi, noi aici, ca stat, 30 de ani de independență, noi încă care despre nu? independență? Nu, de, la, de la 91 coașa? da. Hai să, hai să vorbim oficial, cum spune. Tu crezi că nu e independență? Nu, nicio fel de, nu, noi suntem o țară mititică care... Uh, pare, nu știu, pare, asta e însuși părerea mea personală. Uh -huh. uh, poate cineva să fie de acord cu părerea mea. Eu nu văd nicio independență. Că, hai să spunem așa, că, e ca dacă luăm un grup de moldoveni, dacă cred că probabil te întâlnești cu chestia dată, un grup de moldoveni, sunt 4-5 băieți, da? Și vine un rus în, în grupul ăsta de moldoveni, a, A că de și moldovenii ăștia vor rusă. E ca A întrebare, deși, dar deși nu vorbește rusul, este în, 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 în română. În română. Pentru că nu știi, pentru că ei știu că el nu știe. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg șapte din zeci oameni care privesc podcastul ăsta, nu s-a abonați. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai click și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? Păi da, păi despre care independență putem vorbi noi atunci? Despre care valoare? Despre care că tu ești mult de... Moldo... toleranță? Păi da, bun, dar pe păi, Asta nu înțeleg și... în sensul întrebării, înțeleg. Și exact așa ești și, și, în, România, înțelegi? Vine o, exact așa ești problemă, vine un român într-un grup de moldoveni și tu puteți să încearcă să vorbească corect românești. Și și băi, nu știu, eu foarte mult mă cert cu chestia asta. Tu trebuie să înțelegi, tu ești moldovan și asta e tot. Și dacă ai rusezme în, 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 da. în exprimările tale, băi, nu, n-am făcut-o eu special asta. Pe mine m-a apărat cândva uh -huh. poporul rus. M-a mai degrabă. Da. Nu, m și așa am crescut, da. așa am crescut noi, așa suntem noi de mici crescuți, de mici copii. Și nu poți tu să mă judeci pe mine că eu folosesc rusezme da, statutul de discriminare. Și își fac, da, mulți români. de asta și zic că despre care independență vorbim dacă noi tot timpul mergem sau spre ruși sau spre... A, despre faptul că e, ca bă, pe documente în, în mă, dreptul internațional, este, da? Noi suntem. De, da, din nou da? da. da. în societate, verticalitatea noastră, asumare nu de a fi independență. Noi ne îndoiem sub cineva. Eu observ așa o tendință de noastră, și de a un stăpân. Ce, -s, ce -s temă? Cu așa atitudine tu n-ai și independent. Tu n-ai să te organizezi, n-ai să trăiești ghine. Înțelege? Că ai, pentru mine asta e observație și să Și adaptabilitatea asta tot. da, tipă... de acord. -s -s absolut de acord cu tine. Că noi, ca Moldovinii căutăm cineva să, 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 lucrăm la cineva. Că nu... mi vine greu asta să înțeleg, pentru că eu am crescut într-un mediu în care... Erau trei sate, ucraineană, rus, rusesc și moldovenesc, și eu v-am văzut limbile astea deodată, și pentru mine e normal să știu și rusa și română, eu nu văd în asta problemă mare, dar văd că pentru alții îi o leacă dureros, că unii au trecut uh, care au suferit de la români, alții au trecut care au suferit de la Stalin, de la, uh, de la ăștia, de la ruși, și postă noi stăm și ne certăm a ceom, Fiecare își face și interesul lui, știi? Uh, nu știu, pe asta e însuși părerea mea iarăși personal, tot timpul probabil cred că rușii ocupau în instituțiile de stat, ocupau și mai joburi de mm -hmm. timp, în alte, în alte. De, de. Și știi cum încă la ruși în mm -hmm. să mai zici, ies moldavani, nu în cran. Tipo, să-l ocupăm cu lucruri ceva? Noi tot timpul am fost sub cineva. Noi, de asta și zic, trebuie încă 100, 200 de ani, 300 de ani să, să înțelegem și iarăși noi moldovenii punem ca valoare în față cum să trăiască. Ca glavna nu sunt și ei dinși cu mm -hmm. meu, știe? Și ce să gândești societatea despre mine asta, uh -huh. Egoismul sau egocentrismul. Eu odată, tu ai zis că ne trebuie câteva sute de ani. Eu cumva, cândva am răsculit niște statistici, că experimentam și eu cu stand-up-ul, Și <gur �ainoar> uh, uh. am văzut așa o chestie când Moldova se nasc. Mă că 20 de Nu, se nasc 10.000 de copii pe an noi? Nu, noi, în sens că și mor 20.000 de oameni. Adică noi suntem în regresie, noi nu putem să creștem, înțelegi? Și acum, știind că noi suntem, eu am făcut un calcul, zic, vă cu minus 10.000 de moldoveni pe an, în cât tip noi dispărem ca nație. Păi da, dar știi că după statistică că Moldova este a doua țară din lume care bea cel mai mult alcool în Moldova. Eu am auzit așa teme, dar nu cred. eu nu cred... Este vreo sursă veridică? Eu cred că asta e, e intenționat amplificat. Noi bem mult, dar nu știu... Nu știu ce să mă bazez. Că am văzut diferite statistici. Și știu, locul 25 și... Dar, dar, dar știi că sunt astea? Statistici de cât gin beau, cât vot, că depinde încă și cum asta se calculează. Dar beau mult, sunt de acord. <laughs> și? Știi, Maria Britanie, tu oricum... După părerea mea, care și după statistici lituanienii, sprimii, și mm. ei tot beau foarte mult, știi? Și chiar și însuși românii și restul zic, băi, dar la voi moldovenii tare beți, băi, dar beți tare. Și femeile, românii zic așa, mm. femeile voastre ne ușid. Zic, <laughs> am bat pe, mine şi... Şi asta, pe de, asta e vesel până nu înțelegi că e trist, pe asta nu e motiv de laudă. Trist, dar asta e realitatea noastră. Să da, mă laud că eu pot să beau mult, dar... Da. Nu îți Asta, așa. E tristuț, e tristuț. Hai să revenim la punctul tău. Cum s-a întâmplat atunci, înainte când a plecat în USA, uh -huh. să tre- și okay. te-au făcut stimus în UK. Nu tu mai povestit impresiile, dar era un moment care au declanșat care... cum s-a întâmplat. Momentul final de decizie. Eu cred că asta nu e secret pentru nimeni. Undeva să ajungi la un post, post bun de lucru, lumea și de experiență, că hai să spunem așa că eu cu, eu cu soția am terminat facultatea de drept în Republica Moldova, știi? A, așa. Soția mea a lucrat ca polițist un an de zile, eu am încercat să fac să, și să intru și eu în, în, a, așa. în profesia asta. A, când oamenii îți spun că trebuie experiență, eu nu pot să înțeleg una, dar tu și experiență de la mine, păi da, păi da, dar eu de unde să acumulez experiența asta când tu și de la mine? Uh -huh. Și iarăși, Oamenii ăștia care trebuie să se la pensii, pensionierii pentru mine, care stau încă totuși la posturile și ele mari în alte, uh -huh. păi, dar plecați odată, dați voi la tineri, să, să că oricum și și eu văd tu, mentalitatea ta uh -huh. care a fost post-sovietică, e una, dar tinerii au altă mentalitate și oricum o să, poate și o să dezvolte țara asta mai bine în viitor, dacă o să fie mai multe... viziuni, să spunem așa, mai De tineri, să tinerii. Eu cred păi și și normal, no? păi da, dar pe păi asta și chestia. Păi da, tu, tu vii, ca exemplu, ai terminat, tu ai finisat universitatea, tu vrei să te angajezi la un post, la, mm. ca exemplu, nu știu, și ești bancă, și, și în poliție să te angajezi, da? Și hai că mai este încă, înc -un, un, factor care, te să știu, în Republica Moldova, corupție foarte mare, nu? Sau cu metru, dacă ai cu metru în mm. <laughs> nu știu dacă te zi, mai zi, învățești. Azi, din, din Republica Moldova. <laughs> Da, de ce? și <gână> uh, uh, Știi ce e cel mai interesant? Eu m-am... despre asta știu și puțin tare aleg să vorbească public și să sensibilizează subiectul ăsta. E, e ca fățărni și asta, nii nu va nu-mi place. Dar eu înțeleg și spui tu și eu nu cred că nu se întâmple ceva. Tu, deci, ai găsit nedreptate în sistem, da? În fapt, cum te a primit statul și societatea, tu cu asta te-ai confruntat, cu dificultățile astea? Da, eu am vrut să încerc. Am vrut să, încerc să sunt în poliție, dar când am auzit că mai trebuie ceva în mm -hmm. rubli, și iarăși că nu-ți garantează câți ani ai să lucrezi. Că la noi, iarăși, dacă se schimbă conducerea, se schimbă uh, și dacă spunem dintr-o instituție, se schimbă mm -hmm. la cel mai mare. Și cred Kaip dupalan, skiembėt gyventi. Kelavo dušpikų metru, kuometru, dušpikų metru, ir elavo dušpina našo, piurmaša. Aš turiu labai gerą patirtį, netgi, aš nenausiu jo, nuomie. Jis nuojo, į instituciją, į statų, nuojo, policiai, tai yra, paguani, mari. Ir kai susikimbat, perkult, iš. Partidą, lau. Lau guvernariją. Lau, lau, lau. Soterminaš, lau, dânsus. Ai bun, că în cel, mai, în cel mai bun caz, că eu zis să, să ducă după propria sa voință, știi. Uh -huh. dar mai sunt și cazuri care... stare urât la sfârșit, se termină foarte trist. Asta e momentul și ala când... E că tu ce -ai, ai spus, acum am făcut să gândesc că eu cred că anume asta și-i și pe oameni să furi mult din stat, că ei știu că în a mult, ei reprezintă un interes cu forță și cum schimbă forță, schimbă tot. Și tu nu stai mult. Tu nu stai din interesul de a dezvolta ministerul sau oricare instituție. Tu stai din interesul că păi până ești la putere. Bun, dar care e garanția ta că tu stai pe loc și la Bă, mult timp? Atunci, care, 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 garanția Care e sensul tu să mai înveți la universitate 5 ani, să faci masteratul, să faci nu știu ce? Dacă tu oricum, stai pe gânduri pe urmă, băi, dar bun, azi cât cu metru mi este sus, eu să stau, dar dacă n ați mut cu metru, mă mut și eu, automat. Și de asta și ți-am zis că în cel mai bun caz, te duci din propria ta voință. Dar în cel mai rău caz, termină cu gratile. Da, se termină cu... Da, înțeleg, învinuiri, compromate, variante, șantajuri. Și, și, ca exemplu, să spunem în Marea Britanie, și acolo este nanășismul și cu matrizmul, acolo tot se bagă chestia asta. Dar în mare parte acolo, pe tine, după cunoștință, după experiența ta, după... Iarăși, și, știi și am observat încă la engleș foarte mult. Băi, chiar dacă tu te duci, ca eu am fost, când m-am dus la, la restaurant, m-am angajat în Marea Britanie, prima dată, eu m-am dus la Spalat Vasile. Uh -huh. După asta mi-a dat... Asta e primul tău job? Da, primul meu job. De eu nu ascult. În Moldova, când ai stat... Tu e că ai încercat, ai încercat, ai încercat. Și eram... la un moment dat ai zis că nu-i Eu mă duc, da? da, mai la eu... că duci tu în Anglia. Că eu, eu știam puțin engleză și avem niște prieteni în Marea Britanie și care au văzut să mă Cunoscuți, mă de, da, cunoscuți -ai acolo. În Rusia n-ai vrut să și... mergi? Am fost și în Rusia. Ai fost? Da. Și cum e? Nu îmi place. Nu? Nu, e și ești mentalitate ca așa noastră. Așa e? Da, asta e pf, una așa și așa De asta eu am vrut mai acolo, înspre Europa. Eu știu că mulți nați și de acord cu mine că... Știi cum zic,

vor cu Rusia. Bă, asta e... Uh, <gătă -i> <gătă -i> e paradoxal, vă <gătă -i> Eu nu știu, asta, asta, asta e... Asta e păcă, eu, eu, nu știu, și cați tu în Europa și tu zici că vrei cu Rusia. I, uh, ai fost acolo, da? Ai, ai văzut? Da, și de nu să faci acolo bani? Păi da, dar știi și-l mai interesant, că mulți nici nu au fost în Rusia. Ei nici nu știu cum trăiesc acolo, ei nu știu că la 100 de kilometri de Moscova acolo, blyat, viceu și afară și el străsăchește. Și rușii sunt niște lenoși și jumate. Așa. Deci, și tu te-ai mutat în Anglia și primul job e restaurantul, corect? Da, primul job restaurant, m-a ajutat un prieten să, să ajungă acolo. Mm -hmm. eu, eu necătând de tot, eu știam că eu am fi și, și drept. Eu n nu sper ca o persoană să fie arogantă. Eu am zis că da, eu am lăsat copilul și femeia acasă pe o perioadă de timp și eu am zis că eu am să mă duc acolo, am să fac, nu știu, tot ce -și trebuiește, de la gunoi până la spăla visela, tot, 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 numai că să mă să, să mă acomodez puțin, știi, uh -huh. să văd cum se mănâncă în Marea Britanie. Și la visela, la după asta, mi s-a făcut o ofertă să, să ajung ajutător de bar. Uh -huh. Eu cu cei mai mari plăceri și iarăși am crezut că <laughs> ăsta niște pri, prieteni români, așa, eu am crezut că băi, aici suntem franți români și ăsta ne <laughs> Și până la urmă am aflat că acolo, fiind fiecare persoană, îi prăneau câte 500 de lire la sfârșit. A, știi? Dacă el lucra mai mult de 3 luni de zile sau 4 luni de zile, îi prăneau cu 500 de lire de pe fiecare persoană. Dar iar în fine, și eu lăsăm chestia asta. Băi, bun, tu e promit. Eu eram mulțumit că el pe mine m-a recomandat uh -huh. la proprietar, la manager, că să mă angajez mai departe, știi. Și cum îți spuneam că ei îți dau voie, dacă ei văd potențial în tine, tu poți să ajungi și la, dacă ești pe, pe pa, partea de, de bartender, ei uh -huh. îți dau voie păstării și la, la, head -bad, la head bar. știi? Uh -huh. Nu numai decât să ai școală în, în spate. Uh -huh. Ei te învață pe loc, te învață, dar da, da să vadă ei că tu vrei asta, să vadă că tu ai potențial și îți dai interesul pentru jobul ăsta. Dar și ei și la noi ia du-te și zic. Am potențial. <laughs> da, eu vreau să... Sau duci și arată potențialul. Că știi cum mi-am mai zis? să a fost foarte foarte trist pentru mine și mie nu mi a plăcut chestia asta. Cum mi mi-a zis, eu am lucrat ca... Eu n iarăși nu vreau să zic nume la și am lucrat, unii am lucrat ca ospătar. Dar însuși proprietarul mi a zis așa, zic, tu toată viața ta ai să duci sticle. Și aici au fost două chestii pentru mine care m-au ofensat, știi? Tu umilești oamenii care sunt mai jos ca tine, mm -hmm. Gastarbeiter, oameni din alte țări, în mare parte, da. El însuși moldovenii umilește care sunt mai jos ca dânsul, știi? Mm -hmm. mm -hmm. Și, păi bun, dar dacă luăm după lanț, păi fiecare, dacă nu astea deservesc eu, dacă nu -aste astea ăsta care omul care duce gunoiul, păi stai cu gunoiul în casă, dacă nu astea deservesc eu, și îți faci tu mai departe. Mm -hmm. Stai cu plăiturile astea pe masă, murdare. Și a doua chestie, băi, dar tu cum poți să-ți zici tu nie? Mm -hmm. uh, cum poți să zici tu mie, că, ca, ca exemplu, eu tot viața mea să duc sticlă, dacă tu nici nu știi măcar viitorul meu, tu nu știi ce scop am eu la mine în cap, tu nu știi cum tu, tu ai putut să mă citești din cap în și să se zici într-un moment așa, hop. În Marea Asta Britanie, eu când am lucrat în... Asta în, Moldova, în, Moldova, în, Moldova, Moldova proprietarul, în proprietarul, când am lucrat în Republica Moldova, când eram încă student, ah, ah, într-un ah. local și... Uh -huh. Proprietarul mi-a zis că toată viața îți sticlă. Am înțeles. Despre care educație, valori, despre și independență. Dacă el Trebuie. el nu respectă însuși jobul meu, dar nu că job, hai bun, că a venit un client, dar el însuși ca proprietar, el nu-și respectă personal lui. Da. Păi atunci cum pot eu să-l respect pe dânsul. Tu, ca -ac ești acolo ca să contribui la dezvoltarea afacerii lui. Foarte, corect. Și el se comportă... Deci, și el se comportă clar. cu mine ca cu... Uh -huh. Asta e foarte urât. De și și în Marea Britanie eu am observat când lucram în restaurantul ăsta, Member Club, nu restaurant Anabels, acolo oameni milionieri care însuși... Cum rotă... ai nimerit acolo? Tu din prima acolo ai nimerit? Asta e restaurantul da, acolo asta, acolo. Și, asta și ideea Da, asta mm. și era ideea, că m-am la Spalat Vasile acolo. La un club unde vin oameni bogățăi. Da. Unii vin și mai bogați oameni, practic, din, din Marea Britanie sau și multe celebrități care vin din întreaga lume. I-ai văzut? <laughs> față în față? <laughs> Prima dată a fost când l-am văzut pe David Beckham, a venit cu soția lui Victoria Beckham și eu zic, what the fuck? <laughs> Ei, nu. Zic, what the fuck? Şey? Știi, și fac așa, stă, în față la bar și... fac... <laughs> <mail> <sharp> el sunt nu el, știi? Și mi-a dat seama că el... Dar știi, cel mai interesant din cazul, da? <laughs> eu eram ca barbec, ajutor de bar și noi ștergem paharele pentru oaspiți. Așa. Și când era foarte busy, apoi eu nu le mai punem în mașina de spălat de sela, dar A. eu le suflam, în, le suflam în, pahar și, noi le ștergem. A. Și pe urmă ziceam, zic, dar tu știi, și ne de pahar care am suplat eu, și David Beckham. Nu l-ai luat și să-l Da, autografii, poze? Nu. Nu, nu poți. Deranjat da? Absolut interzis. Poți trece pe alături, îi deservești, îi de pe masă, pui pe masă. Salut, mai mult nimic, asta e tot. Mai închipui cum e asta, să vezi la televizor, tu crești cu fotbalul, cu Beckham la un moment dat tu... da că am vezi pe Stallone, când tu ai crescut pe vaivișlilul <laughs> și tu îl vezi față-înfață față cu tine și... Bătrânel ceva cu... Da, pe televizor arată cu mult mai Bine, frumos da. decât în realitate. Dar iarăși, nu cred că să mai am posibilitatea vreodată să mai, să mai văd chestia asta. Și eu la sigur foarte... Majoritatea moldovenilor nu au văzut, știi? Mm -hmm. noi, eram, noi, eram, foarte mulți moldoveni care lucrau acolo și la noi așa era chestia. Dacă vine cineva o celebritate în restaurant, păi acolo stă deja stă Ariana sau stă Katy Perry sau stă, știi, și noi... Așa de mult au fost acolo? Da, pe acolo toți vineau și Will Smith și John Stechman și... Mm -hmm. Și care era regulă? Pentru cine? Pentru voi moldoveni, când vine videta, tu ai început să spui care era regulă. Că cineva vine și spune că acolo da, o care primul l-a văzut pe dânsul îi spune că la masa 36 stă, ca exemplu, Silvester Stallone. Mm -hmm. Și te pe acolo, într-un moment te-ați avea o treabă pe lângă masă, <laughs> <m -a, știi? laughs> Și <laughs> ne va interacționa? A interacționat cu cineva din ei? Da, cu Rian am interacționat. Da? Da. și da. <laughs> <laughs> ai vărsat un pahar de apă? Este -a, a Acolo să înțelegi că member club ăsta era în trei nivele. Era clubul, ground floor și era elefant. Și Rian a fost în... A fost de Halloween, pare să zic ceva o vicerie încă de asta tot care e cu mascată. Și era cu bodyguardul, știi? Uh -huh. <laughs> și mergem în fața mea, dar realitatea, realitate reală acolo e, e mult mai mare ca, în, uh -huh. ca, ca cum o vedem noi pe televizor. Știi? A, așa, așa. <laughs> da, și normal trebuie să știu, da, mă, că asta e reală, asta e că te pare ca exemplu, știi? Da, da eu, hai să zici, dacă putem zice interacțional, da, așa, știi, salut, 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 <laughs> <laughs> știi, și tare aproape, iarăși, nu poți să te foarte mult, le dă, voie, le dă, de voie numai la și cei care lucrează din mulți ani acolo, care au câte 70 de ani și știi, mai aproape că acolo oricum, mm -hmm. în mare parte, sunt locuri private pentru dâns și plus minus 4 5 Un fel de vip la noi în cluburi, tipa. Păi da, e și în capire, dar pur și simplu da, e un fel de vip, mm -hmm. cu frangile astea știi? interesantă, interesant. Și nu e aștepta nimeni pe la ușă, în spate, poză. A, nu, nu, nu fost inițiative, acolo... de e vâna să faci poză cu ei? nu poți face chestia asta, că ei ies prin front door. front, door. și acolo stau iarăși bodyguardii de la Member Club, mm -hmm, mm -hmm. la celebritate și el a ieșit, s-a arzat în mașină și asta e tot și a plecat. Așa. Tu nici de cum nu poți. Interesantă experiență, vă păi, și, și da, dar seama și, bun, hai că tu îi vezi pe tine, și dacă nu știi că ai un copil la Casa în Republica Moldova și cu femeie și tu nu poți să te apropii pur și simplu numai pentru un autograf să-ți pierzi jobul care tu mm -hmm. hrănești, familia, știi, și exact așa și te-ți, te-ți să gândesc. Dar te știu de chestia asta, că știu eu acolo, în fine, am de că nu se poate. Interzis, absolut. Asta era prea jelez nepravil, da. și voi l da. înțeles deodată, da? Da, da, asta Și oamenii au mai fost și minti interesant, poate? Uh, nu știu, de... Will Smith?

Nu, no, nu, no, nu, no, mm -hmm. nu, no, nu, no, no, gata, gata. Eu am spus că eu eram ca barbec, am avut ca plan, pe urmă, după asta, să, să, să cresc în bartender. Mm -hmm. da ne-am adus soția, copilul și care trăiesc, diaspora care trăiește în, în Marea Britanie, excepțional în, Londra, acolo trăiesc tăți în șer. Trăiesc șapte într-o casă. Așa mulți sau toți, mulți. Tu ai o cameră, o familie are o cameră, o familie are altă cameră și o familie are altă cameră, știi? a, se închirează casă de două etaje și să o repartizează, da? da? Și repartizează. În, în fine, ca, ca exemplu, o închirează unul, o familie, și după asta el o de mm -hmm. să și bălui rentabil să o plătească. Mm -hmm. chiria, chiria e exagerat de mare în Londra, e, e foarte mare. Cât e? Un amu, 2000 de euro? Am ajunge până la 2000 de deliri, dar fără comunale. Fără... Asta e apartament cu o cameră? Nu. Un 40, o, casă, o, o casă cu 2-3 camere. Aha, aha. Păi, da, dar tu iarăși. dacă ai bun la construcție. Că ești la construcție, ridic 3-5 uh -huh. mii pe lună, da. Da, dacă tu lucrezi, sunt foarte mulți care la depozit au 1000 jumate până la 2, atunci și faci. Și mai faci soție care este copil. Da, da, înțeleg. Trist după, ok, tu ai zis de diaspora, uh, moldovenii din diaspora acolo, uh -huh. din anume, cum, cum e experiența cu ei și ce uh, se întâmplă? Vă uniți, vă vedeți, vă certați, vă ajutați. Nu am unii sunt eu în orașul ăsta în COVID, între noi, dar suntem într-așa un număr foarte mare, că noi deja facem cu acolo, zile de naștere, că ne întâlnim câte 30-40 de oameni la cumătrie, cu mătrii însuși destul de mare, știi? Și ajungi la, la, momentul acela când tot un, nu acasă nu mai e și ne face un eveniment, dar tăți acolo, știi? Uh -huh. Și faci acolo. Și ne întâlnim cu tăți. Dar iarăși, știi, eu mă întâlnesc cu persoane care, care, am, care am, interacționat și aici, care au fost prietenii mei aici. Uh -huh. uh, acolo mai facem cunoștință, eu, ca exemplu, asta e foarte rar, eu nu sunt așa o persoană că nu vreau pot deschide cu sufletul într-o secundă pentru tăți iar sunt și acolo moldoveni care au un comportament destul de rău, știi, și nu înșiri să eviți prin marketuri când te duci, știi, și acolo, uei, ei, uei, uei, uei. Să păstrează, caro, ce... Se păstrează. De aici, acolo, da? Da, să păstrează și... Eu știu mediul nu influențează moldovenii. Știi ce spune? <laughs> Schimbați mediul și mediul te influențează influențat pe tine. <laughs> Ei, știi cum este vorba asta? Moldovanul din sat al scos, dar satul din moldovan n-al scos. Da. da, da. Dar știi ce mă interesează? Uh, să stai 5-6 cupluri într-o uh -huh. casă, dați așa cam, cam un alcă, știi? Cum trebuie să-ți explici asta? Cum trebuie să răbzi? Tipa, poate, poate altfel să faci, adică, ce să nu te întorci, înțelegi? Deși A, nu, tu nu te gândești stai cu gândul că uh, am ușa să-și gine. Am ușa să-și am ușa și, ai, să ai, să găsești alt job, cu mai plătit. Uh. păi și tot așa. <laughs> <laughs> nu, <laughs> no. hai bun, dar iarăși tu stai cu idee. Eu, hai, că eu m-am dus cu ideea că să fie bine mai mult pentru copiii mei acolo, știi? Să ei, asta să nu, nici nu critic. Asta va să nu treacă ei prin etapa asta care am trecut-o și eu. Să nu mă întorc înapoi și pe urmă zic, tata, tu așa de prost ai fost că ai venit înapoi, ai avut posibilitatea. Tu știi cât plătesc oamenii din Irak să ajungă în Marea Britanie? Câte 25.000 de lirii și i-aduc prin fură, uh -huh. ilegal, am care lucrez împreună. Și, dar noi, pur și simplu, am fă, de la Strămoșa, am recapătat pașaportul românesc și ai cumpărat bilet la avion și ai plecat a două zi sau chiar azi, știi? Foarte ușor, simplu. Și pe urmă copiii mei, pe urmă sunt, să să reproșează zic, tata, dar tu, deși n-ai făcut chestia asta, să rămâi acolo, cu mama prin tot greu care a fost la voi, dar să rămâi acolo, că eu, eu sunt ferm convins, dacă el o să, o să i dau o educație foarte bună în Marea Britanie și el o să hai să zicem că să aibă niște studii foarte bune, el a să aibă un salariu foarte... El a să adapteze. Ar, pe asta e stafca, dar da, vreau să întâmple altfel. Te-ai gândit la asta? M-am gândit foarte mult și la asta. Asta n-a și dureros de înțeles? După, că tu nu știi cum copilul ăsta să gândească mm. pe urmă. Tu, tu, dai ca părinte, tu investești și tu iei decizia să-i asiguri viitorul ăsta. Și din punctul meu de vedere, să nu cred că eu sunt contra, din punctul meu de vedere, eu cred că asta... Eu, de asta aș spun, nu critic. Dacă pui viitorul copilului așa și tu pui efectiv, nu, viața ta, ok, trăiesc aici, mă discur cum poate, dar că el de aici să înceapă. Păi, dar care, care garanție că, că aici nu și exact așa și este, și, și la mm -hmm. noi și nu sunt copii care cresc străz și... Da, 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 da. Dar copiii tăi în la școală sau încă nu? Da, foarte da? corect, în la școală. Dar iarăși noi trăim într-un... S-a așa că noi repijor am cumpărat casa și noi am luat într-un... Într-un raion nu foarte, foarte bun, și dar copiii de, 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 de Ducem la școală, da, undeva la 20 de minute cu mașina. Ei mm -hmm. departe, în altă parte de oraș, știi, mm -hmm. și ducem că acolo școala plus minus e bună, știi. Și, da. cum se acomodează? Cum... Vorbiți acasă sau engleză? da, noi, noi doar moldovenești, românești, adică mm -hmm cu copilul, dar acasă, acasă, dar la școală el vorbește doar engleză și nu vorbesc din motivul cu dânsul în engleză, deoarece e ca buretă copiii, știi? E absorb foarte repede tot mm -hmm. și chiar însuși, eu când am fost la, pe mine m chemat la școală, uh, la adunare, că iarăși am mai văzut un podcast la tine cu, cu, adunarea, știi? Așa. Uh, cum mă cheamă? Da? cum zice, zice. Asta e foarte corect, da. Acolo te cheamă fiecare în parte și îți spune cum e copilul tău, știi? N-al umilește cum la noi era uh -huh. în fața clasei și ea ca și el așa au făcut, așa el așa au făcut. Nu. Deci te cheamă fiecare în parte și însuși și profesorul meu. Dar cum comunică și îți spune? Poți să interesant. El spune că, ei nu faci lecțiile, ești fără lecțiile. Cum, mi interesează cum profesorul spune să-i despre copii. Nu, no, doamne ferește, acolo, e, o acolo, atitudine față de copii, e, doamne, cerul pământul e față de, de, de Moldova. Eu sunt minte la noi și stresat, eu eram când tata duce la adunare, asta era ca pieță. <laughs> Tot a venit la adunare și eu ziceam, zic, curava, cu curava și știi, la PTV. Pentru mine, știi. Știi. Nu, aici e alt fel, aici încearcă să-ți să, -ți, să -ți Chiar dacă a fost și a fost rău sau au avut cazuri diferite și mm -hmm. rele la școală, el îți încearcă să-ți explice așa cu copilul vostru e, ar trebui cumva să vorbiți cu el, cumva poate să schimbi, știi, viziunea, nu viziunea, dar comportamentul sau ceva de genul dat. E, până când noi nu avem probleme cu, cu mm -hmm. a noștri, e, destul de bine s-au adaptat, învață foarte bine, chiar are foarte multe diplome, știe de la școală, e destul de fain, dar mai este încă o la, în Marea Britanie, că tu îi dai educație și odată te cheamă la școală, îți explic frumos, a doua oară îți explic frumos. Și nu știu e oară acolo, dar pare mi să, dacă, eu nu văd mâna foc, dar pare -mi să dacă, e, după cum știu dacă e corect, acolo te mut într -o, copilul îl într-o clasă, unii sunt aici răi, știi? Uh -huh. Și acolo, la, nu știu în care clasă, a treia sau a patra deja, tine te... Văpșe te mută în altă școală? Te mută în altă școală și tu mai departe n Păi ca să spunem că chiar și, chiar și din, din, pare, din, partea mea e foarte rău că e un fel te, te separă de oameni și buni, știi? Și fac un mm -hmm. fel de două clanuri, oamenii mm -hmm. răi și oameni buni, știi? Dar pe ce motive poate să te mute în clasa și Că și că e zbânțos copilul? E să bate la școală, să se... vorbești urât, mm -hmm. Când te cheamă la școală, dacă nu, după asta absență foarte mult e la școală, mm -hmm. întârzi foarte mult la școală, știi? Că e până la... Este, chiar dacă o absență, este până la un moment că poate să-ți spun o persoană de la, din incinta școlii, care o să vină fiecare dimineață, cumva, să supravegheze, să, 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 să știi? Să-ți copilul sau ceva, sau împreună mm -hmm, cu tine, mm -hmm, sau mm -hmm. ceva de genul dat. Așa. Și încă, încă din interesant, și-ți mai place la școală sau nu-ți place, anumit momentul educațional... Ei nu îi presază foarte mult. La școală, și în Marea Britanie, nu îi, nu Ei au, dacă au un caiet sau, sau o carte care dă o dată, hai, nu știu, la săptămână sau două caiete la săptămână. Nu au multe lecții, da? Nu au multe lecții. Nu, ei nu sunt așa depresați cum la noi. Eu ți minte la noi cum îți eu cinci cărți și duș învață acasă și nu mă interesează, știi, și vine la școală și încă deși n-ai învățat și... Kopijai ten, sakai, okei, tu vorbeškai, jie dispręsta, jie povistės, taip, lygiai. Taip, 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 tu tada tu neizgai. Bajetas. Bukurazuoja. Bukurazuoja, kad šitsi rei. Šitsi rei, ne tušilom, duvai, jis nebėgs akolo, jis viską ne akolo. Kolai, discul, devysi, vėl... Įdomi tema. Įdomi tema. diasporă și de... Re... În general, fenomenul e foarte interesant pentru că oamenii de aici pleacă, pentru că aici și -a, văpșei, ca ca haos care ei nu vor să conformeze. sisteme care în lege scrie una, în realitate e alta, și ele se combină și e nedreptate mare și nu există mm -hmm. mai scurt o bază și o siguranță. Eu asta înțeleg. Pe de altă parte, pleci acolo și acolo tot e tot greu și mă... E interesant de cercetat. E foarte interesant și de înțeles văpșei, și at timp cât uh, ești bine cu banii acolo, știi? probabil asta și te face să, pe mine mă face să stau acolo, știi, la un moment dat, cu gândul, cu gândul numai că la copii o să le fie bine acolo și... Uh, să bine fi... asta cât? Un minim 2.000 să ai? Asta s-ar numi să fie bine sau nu? Uh, de familie sau la persoană? De om, cred că. De familie, cred că un 4. Un 4.000, da? 4 da, că de cât să... să și iarăși, depinde unde trăiești, dacă trăiești în, în, Londra, nu, e puțin. Puțin? Trebuie să ai vreo șapte. De om, de familie. De, de familie. Așa. Două casa, plus comunale în altă, stri, mai greu în altă cu asigurare la mașină, consilul, plus minus, e, 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 e scump. Nu e așa de ieftin cum crezi alții, știi? dar iarăși, te depinde iarăși de tine. Dacă tu ai să depui efort și să ai un job mai bun, și mai plătit mai bine și îi trăiești mm -hmm. o viață mai decentă. Dar dacă nu... Bun, că să zici că și aici e exact așa și chestie. Eu cred că în Moldova 2000 să se organizează e ușor. Uh, în liber profesionist, în freelance. Poți. Un, doi, trei ani îți construiești svobodnă. No? Dar după asta, în top de o persoană, management... Nu de familie. Da, de o persoană. 2000. Cred că realiza. Eu cum am altă ocupație, dar eu, eu, aș putea să fac stat de case public. Nici ni de exemplu, eu înțeleg, am înțelegerea asta și văd cum freelancerii se dezvolt. Știu mulți oameni care fac, dar știi care e diferența? Banii ăștia nu se fac în, în poziții de angajat. O să ieși în afară, singur. Să înțelegi cererea, oferta și pentru ce oamenii plătesc bani. Și când o înțelegi, a urmă, chiar și când te duci și te angajezi, știi să negociezi, știi deodată să ceri valoare. Dar nu toți moldovenii înțeleg chestia asta. Și asta știi, ca tu zici că la noi se poate de făcut 2000. Da. Dar nu te-ți fac. Da. Bun, sunt, dar sunt, dar bun, sunt și alte joburi, ca exemplu, și la care face 2000, știi? Dar iarăși, eu aș spune că e... Da, e greu, e greu să faci 2000. Știi ce mă deranjează numai aici? Modul social. Adică nu există dispoziții, predeschidere, știi? Îi îi mult răutate. Păi da, dar asta se trage încă din, din timpurile sovietice. Ba, eu ies în oraș, eu ies, adică... Și, iarăși, știi, chestia asta de modul ăsta de, de, de asta se ia din sărășie, că lumea e săracă. Dar dacă te uiți după mașinile care merg pe în Chișinău și te duci, e că chiar să te duci în, 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 restaurante. nu e paradoxal. Paradoxal, <laughs> da. Sunt da. Bani, și tu -și în restaurante, de luni până vineri, sâmbătă și duminică, e... Pfff... Cu leai da, Practic. interesant, interesant. Îți dai întrebarea, băi, sau, sau mașina lui pe gaz, stă, știi, uh -huh. <laughs> și el își permite mai mult, sau undeva sau există un gat care strică toată logica asta. Ai, nu, că știu cum merge chestia asta, știi, chiar știu cum merge chestia asta, că am trăit și eu înainte de, 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 de a pleca în Marea Britanie, tu te apții, tu, tu nu-ți permiți chiar atât de atât. Știi, tu undeva te duci la magazin, îți cumpărai ceva bun, dar și, și asta e tău, și... Mm -hmm. Acum e ok? Ești ok cu magazinele, cu modul Unde? de trai, aici? cu veniturile acolo? Acolo e ok. Acolo, da? da? te duci la magazin, îți permiți absolut tot. Dar am și... am altă întrebare. Și tiroade, Și nu-ți place acolo? Și cauți? Ți-mi tu la început ai zis că ce ai început să te dezamăgești? Da, nu-mi place... Uh murdăria care e acolo, e foarte murdar, e foarte murdar. Și neva care de moldoveni, eu când m-am dus prima dată, eu am zis că este țara mea, care eu străiesc aici și toată viața mea și mai nu eram gata să pup pământul și -ala, știi? Asta eu am ajuns și am mers prin centrul Londrei. Așa. Dar cu timpul, după și tu leacă, deschizi ochii. Înțelegi stai, că probleme stai, sunt tot, așa? Probleme stai, stai. Sunt, foarte, și, sunt foarte multe și... Englejă. Eu, ca, nu la asta mă referim, eu te-am întrebat, tu ai spus că sunt un gol careva, știi? Că acolo nu prea și sunt că ai vrea înapoi, dar înapoi nu vrei să vii, știi? E ca dilema asta, și sunt tu, cum asta e dor, asta e gol, asta e singurătate da, și asta. Probabil asta e dorul de casă, oricum e dorul de casă. Eu, eu am crescut aici, aici sunt părinții mei. și copilăria mea, unii, unii și de, la bunica care o mâncam, știi, patlajele și ele de chiar de pe curpa în le știi, și, și noi acolo e tot chestia asta. Dar da, iarăși problema asta, tu când vii acasă și vezi răutate asta și și înțelegi că, băi, a, las, mă gine, mă duc eu înapoi, acolo, stau mă gine, acolo, acolo e, mai sigur. Și iar de plan financiar, nu de... Și viitorul copiilor, eu știu și spui tu, adică nu poți de asta, așa alegeri și așa sumare, asta te ține, uh -huh. Adică, blin, eu o apreciez, prietenul meu care mi-a dat acolo, tot pentru asta s-a mutat uh, și i-am spus că, blin, admir, la voința și decizia, Zic, o să leacă greu, dar dergiți mult succes și davai prostă. Nii ne-a plăcut și eu înțeleg pe de o parte și pe de altă parte. Tu acum ești angajat sau te-ai mutat în, în... tu faci business și vinzi Cu și <gătos> <gâr> să intrăm în parte. Cum te discuși O, da. Uă, eu fac mai multe lucruri. Eu uh, și la universitate și am un job principal care este la o companie de asigurări la mașini. Așa? Și pe asta mai fac încă și ca, ca hike până când e ca hobby, dar nu e, dar nu e hobby, el e lăsat... Trei joburi. Trei. Da, trei. Trei. Uh, mai fac și, și patiserie foarte mult, știi, și încerc să mă, să mă desfășor mai mult în, în domeniul de patiserie acum. Pentru mm. mine, jobul principal e așa, mai mult pentru plan financiar. Uhum, uhum. Și universitatea pentru mai multă engleză, limba să o mai perfecționez. Dar știi, și știu? facultatea dreptul? Da, nu, nu dreptul. Acolo dacă să ai de la stat cu investi pe care te ajută statul cu student finance-ul, păi, nu e drept, acolo e inginer la construcții, ah, sau manager de hard skill hotel, skill concret, care da, așa, manager de hotel, sau ceva, business și administrare. Concret, profesie și duș lucrează acolo. Dacă vrei, da. După universitate, dacă vrei. Okay. <laughs> Dar în mare parte să duc acolo pentru bani. <laughs> Dar la universitate tu te-ai dus cu intenția de a învăța engleză? Uh, două intenții am avut. Una, să fiu sincer, m-am -am dus pentru și bani, care am un background, dacă în caz că deschid o patiserie sau ceva de genul dat, că las jobul meu principal și am un background din niște Universitatea bani. Universitatea care... de bani, da? Da, da, de Aha. statul de bani. Dar nu ți-i deți, a, înțeles, el ți dă cu o și e cu două, știi? am înțeles, ok. Că lupi degeaba nu nic. No, fix ca ONG-urile. Da, <laughs> iarăși, depinde. de Știi cum, dacă acolo sunt iarăși diferite căi care tu poți mergi, acolo dacă nu primești mai mult salariu de 25.000 uh, de locale, de, da? de lirii uh -huh. pe atunci statul nu-ți nu scoate nu nici din salariu 25 asta cam 1700 1500, 1100, da? 1100. Da, asta e puțin, bă -și. Asta e puțin. Uh -huh. E foarte puțin. Uh -huh. Ok. Dar dacă te rădiști mai mult, dar o de, de 25 și acolo se începe, dar un Impozit, variant. Da, îți îi scot, îi scot, te banii, îi scot care ți-o dat. Și cel mai interesant că mulți, știi cum statul pentru învățătură îți dă uh, o parte din bani să-i dă uh, în, în, buzunară și o parte uh -huh. ți-i plătește uh, Universitate. universitatea, uh -huh. știi? Dar tu când îi dai, pe, îi dai pe toți. Uh -huh. Îi dai plăți 24 de mii pe an. Așa. Dar sistemul <laughs> e bun. E bun. El investește, tu te duci, și tu pe urmă un pic, adică, înțelegi? El, Statul favorizează da, educația. Da, da. Deci, nu e că duci singur, plătește, duci singur, dacă profi, șer bani de bani, e diploma și pe urmă Stai Stai seama că e ajutor foarte mult, probabil că și aici dacă ar fi în Moldova chestii de astea, apoi să-l duci mai mult Nu, și universitate din de nivel așa, să am o diplomă de acolo, asta experiență cu de acord și iarăși tu dacă ai finisat, ca exemplu, același manager de hotel, business administrare sau ceva, tu ai tot deci tu ai profesie. Tu ai profesie. Da. Tu poți să te duci la lucru după ce ai terminat universitatea și oricum, da, bun, nu, i garantat că o să-ți dai cineva un job în alt, dar oricum tu pe tine o să la lucru și o să te învețești și până poți și să ajungi și manager de hotel, care să ai un salariu destul de fascinant. Și... Am înțeles. Deci, dacă să rezum din tot ce ai povestit tu, tu ești unul dintre oamenii cei care vrea un stroi social corect și cu oportunități. Da? Dacă nu există, mai gine în tu povestești mult și înțeleg că ți-i trebuie deschidere, suport, oamenii să se ajute unul pe altul. Tu n-ai văzut asta în Moldova? Tu ai văzut în Moldova sisteme ascunse, înțelegeri, corupție și restul? Ce și acolo? Chiar dacă e mai greu, tu asta apreciezi da, de tot da, Da, că e greu numai de până, până tu în zona ta de confort, am diri, știi? Mm. Dar în, în linii generale n-aș spune că e greu. Acolo dacă iei un credit pentru un business, uh, cu mult mai ușor. Deci, de acolo, dacă ai luat 25-30 de mii de la bancă, uh -huh. apoi nu te spui în 20 ca în Moldova, dacă în caz că dai faliment, nu? Uh -huh. Că aici, dacă iei 30 de mii, apoi de urmă, să le dai înapoi. Deci, trebuie din blat mai întâi, tu, 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 asta și e chestia, că tu citești să se investești 30 da. de mii în ceva care, știi, și tu te gândești. Dar acolo 30 de mii plus minus 250-300 de lire pe lună, dacă în caz că tu dai faliment, și iarăși tu vinzi, ca exemplu eu în, în domeniul meu de patiserie, am vândut tehnica din patiserie, am dat o parte din bani la bancă înapoi și o parte mă angajez înapoi la lucru și știi, și pentru mine e cu mult mai ușor să risc la... Mm -hmm. Piața e mai mare, circuitul de bari e mai mare și mai ușor să dă. Da, da, uh -huh, foarte Am înțeles, da. da. Uh -huh. Și 30 de mii nu e așa de mult pentru economie decât aia. aici e mai greu, leacă, pentru aici. economie și pentru mod. Dar hai să recunoaștem, uite, 30 mii, stai, tot aici. Hai să recunoaștem că una dintre motivele, deși noi trăim, e ca așa cum trăim, asta e faptul că noi pe bune gândim că noi suntem gospodari și lucrăm din greu, dar noi nu suntem eficienți. Capadăul e tare mic în societate. Eu vă înțelegi la ce mă refer? Tipa, noi muncim din greu pentru că simțim asta și ne place cumva să suferim, dar eficiență îi puțin tică. Acolo, de exemplu, de cum povestești tu despre Anglia, se dă dau studii, dar șer eficiență. Îți dau bani, dar șer, înțelegi? Păi bun, dar este iarăși... sistemul. Iar așa că lumea lucrează din greu și în, și în Marea Britanie sunt moldoveni care lucrează din greu, dar de mm. mai departe n-ajung de, de, până unii, o vrăt cunoștință în capul lor. Ei ajung până la un limit și asta e tot. Și exact, și în Moldova, dacă, dacă tu zici că e din greu, tu, dacă ai să lucrezi și din greu acasă, sunt de acord, pe departe cu tine, știi, ai să lucre, dar și ai, să, ai, să, ai să bagi studii la tine în cap și ai să ai un, să spunem, o valiză plină de cunoștință, tu, tu poți să ajungi și aici și cineva, dar iarăși, salariile în comparativ cu Marea Britanie, e absolut diferit. No, Ca de exemplu, fapt. dacă tu acolo un om care e cu cunoștințe foarte bune într-un domeniu, ei la un. 4-5 mii de lire, 6, da? Dacă ești bun de tot. De exemplu, am un prieten, el lucrează la Jaguar, manager, el Manager. E un salariu foarte bun, știi? Care aici, cât ajungi? 1.000? 2? Maximum? Diferența e... Eu știu top manageri care au 5-7. Știu 15 care au top Sunt director de companii, păi, da? de exemplu. Ca exemplu, șef bucatarul care era la club, la restaurantul ăsta care a lucrat eu, el primea aproape 70 100000 pe an, 100, 100 că, de mii. pe an, asta e cam lirii. 8 pe lună. Uh -huh. Păi da, dar ai văzut cineva aici care din șef bucatar să aibă atâția bani? Mm, nu știu. Nu știu, asta prostă nu știu. Doar de când caz că ai restaurantul tău cumva și iarăși asta e... Asta e așa, noi credem tăți că știi, nimeni nu vede și, și ai tu în spate câți ani ai trecut prin experiență și și greutate tu mm -hmm. ai. Dar te văd numai pe deasupra și mm -hmm. te da, cred că atunci. tu ai milioane și, și ai noroc. Și ai noroc, dar în, 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 realitate nu e așa. Eu deși am ridicat întrebarea asta pentru că în multe discuții mm -hmm. am observat așa o tendință nouă, nou, ca nație mă refer, mult iubesc uh, să se mândrească că muncesc din greu și că faptul și că că asta e unicul lucru care faci și Moldova, Moldova e muncă. Mm. Și la mine nu s-a aranjat în cap. Eu în mai întâi credem în <coughs> convingerea asta că bă, băi, noi pe buni muncim, știi, după, obosim. După asta stai leacă. Dacă nu ne place să muncim eficient, după, noi ar trebui bă, să străim. Nu e nu suficient numai să muncești de greu. Înseamnă că există posibilități și să nu muncești. Știi? Și a început să răscolesc mm. tema asta. Și să mă mândresc că muncesc mult? Nu, nu mă mândresc. Eu chiar nu-mi place că eu sunt ocupat mereu. Dar uh, da. Am impresia că. Nu știu. Noi, vrei sincer? Și da. sunt eu? Eu da. cred că noi nu avem viitor aici în țara asta. Da. Până, P cu așa atitudine, cu așa organizare, cu așa critici, cu așa atitudine în vopsie educație, tipă. Știi, dar multă lume să zic eu nu sunt de acord cu tine, știi? Da, <gătă> știu, <gătă> știu, de advenire, zic, Și mai stai dar ești. Dar tu ți-ai luat copilul și ți-l ai mutat da. acolo, dar eu mă întreb pe mine. Și viitor, asta e copilul dacă el rămâne, știi? Întrebarea e serioasă, întreși pădejde... între și oamenii lăsă, eu știu cu și oportunități. Și n-am răspuns. Să cred în și. Tu vezi că, e ca, să, simți, să, fim foarte sinceri, tu vezi că o moldovenii bogați, e ca atât să bat cum pumn în chep și îți patrioți majoritatea. Dar tu vezi că moldovenii bogați copilul copiii tot psihotare să se undeva. Da, da. Și exact așa e și Rusia și își face când și, zice că zapad, da, zapad, zapad. zapă, zapa. da. E exact așa, dar toți copiii unii învață. Da. Londra e și, și trăiesc da, unde, și casă unde. Și casă unde, și iahtă și, și știi? Și banii tăți acolo, dar ei pur și simplu stau de formă aici, că aici să fac banii. Înseamnă că lumea nu funcționează așa cum noi credem da, că deși Da, și spune tu că Moldova lucrează mult. asta, și asta și tet. Asta e tet. El poate numai însuși să lucreze, știi, să mândrească cu, cu el lucrează. Da, cum mi a zis o persoană, știi, eu zis că lucrează cu... Nu lucra cu bani puțini și mult timp, mm -hmm. dar lucrează cu bani mai mulți, dar mai puțin timp. Da. Dar pentru chestia asta și trebuie cunoștință, mm -hmm. îți Trebuiește să, să vări în cap de, să huierești. Mm. <laughs> în primul își. și în primul rând să accepți că realitatea nu e așa cum tu crezi că este. Trebuie să spui la dubii. Da. Că mulți afirmă că băi, asta așa e și tot. Dacă când începe a pune la dubii, schimbă, poate. Dar iarăși. Știi că foarte mulți am, am prieteni care foarte mulți poate și zic, poate și nu zic, știi? Băi, să râd, dar câți bani ai băgat tu? Ca exemplu, în... Uh, în în educația, în ce? În educația ta, știi? În cunoștințele tale, în patiserie. Dacă eu am spunem că eu vreau să ajung în patiseră puțin mai vestit, nu zic că în întreaga lume. Dar aș vrea, e clar. Confrunt cu glume de inițiativa asta ta? Da. Te e un râs? Păi da, și zici câți bani și încă n-ai scos nic, știi? Și eu le zic, băi, am uș, Am bun, eu sunt de acord că eu nu sunt încă nivelul meu de profesionalism până într-atât de mare că eu să pot să mă bat cu pumnul în cap și să zic, băi, eu sunt gata, știi? Uh -huh. Pe de-o parte și e rău și pe de parte și-ai știi? Dar uh, ideea că oricum o să ajung la un moment dat când eu o să știu că, băi, atâta background am în spatele meu, atâtea cursuri, atâția oameni investiți din de, de, lumea patiseriei, eu am uh -huh. văzut și tehnicile lor și de, de, produsul lor final, că eu sunt gata să le predau și eu lor. Dar dacă omul nu se, ca exemplu, să zic, băi, tu investești în tine... Uh -huh. Dar el nu investește în trânsul, dar pe urmă, unii, unii ești tu și unde e el, știi? Asta e... Uh -huh. Eu cred că foarte mult, foarte mare importanță are cât, cât cunoștințe cunoștință investești tu în tine, știi? După... Eu consider că asta e proces interminabil. Chiar și așa la și insta sprintul, chiar și așa la și cursurile tale, asta tot investiție, asta e investiție în tine, asta s da. cunoștințele. Da. Tu ai aflat ceva nou, tu ai implementat, tu ai avut un rezultat. te uita dintr-o parte la situația ta, da, 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 și oamenii spun, discut, da, sunt de acord, dar deschidere trebuie pentru Și a... Știi foarte mult, ca exemplu, eu chiar și mai sunt momente când și mai discut cu cineva Insta sprint, din Insta, spre din grup, știi, foarte mai ne schimbăm cu... De, opiniile. opiniile. știi, cum a făcut el, cum am făcut eu, știi. Oamenii ăștia care râd, nu știu, ai tu apropiat sau nu, din experiența mea, când tu iei decizie care ce este până în fața deciziei? Asta e anume fenomenul și ala care, nu. de regulă, în inițiativă de dezvoltare, el apasă și te pune în fața decizii. Tu ești gata să renunți. Pentru că calea care tu ți-o propui, da? uh -huh. e inevitabil o să te pun în fața anumitor prețuri. Un, pre un preț. Și din, din uh, experiența mea, uh, eu am încetat să contactez cu oamenii ăștia și am revenit atunci când am, am ceva m-am obsănut. Că ei încep a te aprecia pe urmă. Păi da, dar iarăși ei văd numai rezultatul tău final și asta e tot. Dar ei nu, știi, ideea că lor le pare tot ușor, dar ei nu văd cât lucru tu ai depus, cât sacrificiu, că cât timp tu n-ai văzut familia, știi? Ca exemplu, că tu după lucru sau eu vin după lucru și eu nu mă duc acasă și mă uit la televizor la film, știi? că da. Eu câteodată zic, băi, dar eu nu dovedesc să mă uit la film, eu nu dovedesc să stau cu ochii. Dar trebuie. trebuie. Eu mă întreb așa, dar trebuie. Nu, eu nu mă uit la TV, eu Adică, da, cine, dar cine a zis că trebuie să stau la TV, că așa stau jumătate de Chișinău sau jumătate din Moldova, dar poate ei nu fac drept. Știi și răspuns am găsit eu la întrebarea asta? Eu întotdeauna mă uit așa, dacă pun ceva la dubiu, mă uit, omul ăsta, faci și banii pe care vreau, trăiești cum vreau eu, nu, înseamnă că convingerile lui nu 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 de luat în exemplu. Mm -hmm, daca... Înțelegi? Tipa, Asta e unul din filtre, nu zic dacă e drept sau nu, că este omenie, este inteligență, este cumva spiritualitate. Sunt alte lucruri care să fi schimbate cu omul ăsta. Dar asta nu -i ce -i și vreau eu. Nu Înseamnă că asta nu trebuie și așa de important. Păi bun, dar dacă tu, hai, iarăși ajungi la chestia asta, că tu dacă am o să vii de la lucru acasă și tu la film și ai să mă investești în iarăși în tine, tu ai să ajungi la 40 de ani și ești un om care ai fost... Da, eu de asta 10 ani, așa mă tem. Zeci ani în urmă. Exact așa e și eu tot mă tem. Eu mă tem. Și, și, și eu, eu nu vreau să ajung la un moment dat să zic, bă, dar eu sunt așa de de, de, de înapoiet, știi, și de degradat, ble, cât, uh, Știi care e scopul meu, dacă sincer? Fricastă. Eu aș vrea să ajung la 50 de ani și să scot toți sucurile astea care le investesc eu în mine uh -huh. și eu știu că am să scot, numai să de să -i -i Dumnezeu sănătate, știi? Da, dar da, eu știu cum să scot. Alții pur și așa să zică oh, bravo, mălădeț, știi, că acum tu așa ai făcut așa ușor. Ce fac? Dar nu e așa de ușor. Dar tu nu mai vezi mm -hmm. rezultatul final. Dar tu nu știi cât de sacrificii, cât, cât timp eu am petrecut în tot chestia asta. Știi, ne și zis și Cristina, soția mea, ne-au zis bă, ce fac? Uh, eu nu știu cum din tu mai ai încă atâta voință, voință să faci chestia dată, știi? Eu am schimbat 100 de formate, într-un fel, în alt fel, de, 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 de felurile, știi? Și eu mă zice, băi, tu mai ai, tu mai ai și zic, da, știi? Am. Pentru că înțelegi și faci pentru și toată, toată, tu asta, da, tu simți asta, eu am, știi? eu am scop. În chestia asta există numai un singur uh, risc. Un singur, care îl văd eu. Asta e să nu ajungi cumva să descoperi că cumva te-ai Înțelegi? Adică aici trebuie multă autoanaliză. Și că tu ai spus că tu e nice, te duci la top ce curs în eu și-aș mai adăuga ca punct de control când te lansă în 2 ani, punct, în 2025 sau 6, la final, e trebuie să am planul și trebuie să am tăt caro. știi? Cu asta mai am Și -am jucat, tu când pui în colo și încolo în drept stăt, nice, dacă nu există scop final și re reperul de verificare, tu îți dai mai mult timp, mai mult întins, timp, știi? Asta e, asta e un lucru care ar putea concentrată eforturile și focusul tău. Cumva, eu așa aș face, pentru că eu mă întreb, eu multe lucruri am abordări în care n-am dat deadline uri am explicații, da? Mm -hmm. tipul, nu, tot multe lucruri îmi plac. E ca la chestia asta încă mai am de lucrat, -o, alea, că mai, mai trebuie de, de dezvoltat. Dar iarăși, vezi cum zic, cum, iarăși cum și zic, cum zici tu, că dacă mă duc la top și cum, cum să te dezamăgești peste o bucată de timp, că faci tu corect sau nu faci corect. Iarăși tu lumea vede ce da. faci tu, îți vede rezultatele tale. Da. Și oricum lumea strage la tine. Asta e vrei, tu nu vrei. Și, și normal, tu ai, și asta, ai case-uri diferite, ai feedbackuri uri diferite. Și lumea vede și, o, wow, ceva cu ăsta e știi? Și normal, că eu, eu deja am, e ca mod de când tu mai ne sugerat să, să dau toată informația asta utilă pe care o am mm -hmm. eu și eu stăteam la dubii că nu știu ce o să le dau mai departe, Şi Ai spune, spune. Pf, eu, ieri, eu, chiar am venit amul de la ecleriu și am învățat 19 creme <laughs> nu, de, 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 care îți, îți faci și uh, în ceruguri, știi? Mm -hmm. Scurge salivă. Care eu, eu nici pe aproape nu le știem. Și eu, eu păi bun, eu le dau. Și și-am învățat eu mai de mult, le dau toată informația, oh, da. dar pe urmă eu vin cu topcicurile, pe care le-am învățat de la Asta e unul dintre principii care eu l-am identificat. Vrei să fii bun și să mergi în direcția crutaia? Debărăsăște-te de balasturi. Pune-te în condiția în care tu trebuie să cercetezi nu. Condiționează-te. Și bun, eu în asta am văzut, eu dau mult, mult, da? Și când ajung, tipa, da și, da cum? Și ești nevoit să născoșești, să cauți, că numai asta te faci și pe tine bun, știi? Asta e pricolina temă. Experiență, prin oricum o să ca. găsesc ceva nou care pot să le, să le, să le, dau. O să mă duc la alt topic, la alt patiser topic și oricum să le dau alte preciz, informații preciz. care o scoaste bun, că de la bun început probabil, nu știu, poate informația mea o scoaste puțin, știi, dar pe urmă pe viitor eu tot nu investesc puțin bani în topicuri că se urmă să le dau gratis. Nu, no, nu, no, nu, no. eu cred că tu în procesul ăsta ai sprins o să una, așa momentul ăla să-ți a să ai să auzi undeva o idee care e prost să-ți aranjează tot planul. E trec tată. tocmai acum caos, tipa. Mm, da. Mergi, caus undeva <gri> da, aici ești aici, da, trebuie așa, trebuie așa, trebui așa, dar la un moment dat asta se încheagă. Oi, oh, blin. Asta e din punctul meu, asta e, astea e calea de independență, dezvoltare Altfel, -are, altfel are cum, oricum tot stătim timp trei și în tot chestia asta, n-are nare cum altfel. Eu am zis că asta e... Nu, 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 poți și așa că tu atâta timp să-i să, să oferi... Uh, știi, unii niș sau unii um, drum uh -huh. și, și, și să nu margă cumva, știi. Tu atâta experiență ai și dar nu știi cum să o colești undeva, unde e mai bun, unii e mereu, știi, unde, unde e mereu să le dai la o parte, unii mai bun, tu le iei da da experimentezi în, loc, da, da. în tine, știi, nu are cum să, să și altfel. Asta e, asta e părerea mea și eu așa cred. Nu, de acord, e... tot ok. Eu tot așa cred. Eu tot asta cred și, și aș mai face și eu, eu aș limita comunicarea cu oamenii care e în derâdere asta tot. Pentru că ei în cap sunt momente foarte grele. Dar nu mă interesează pe mine oamenii care mă iau un râs, dacă știi... Nu, am vedere prin împrejurare cu care tu comunici, dacă ei sunt. Nu, chiar, nu? chiar și nu mă interesează chestia asta, vederea că persoane care comunic eu. Băi, dacă vrei, mă apreciez așa cum sunt eu. Vrei, vrei azi poți ies cu tine la o bere, mâine nu pot, asta e... Vrei, apreciază-mă, vrei, nu mă aprecia, știi? Asta e alegerea ta, nu e alegerea mea. Înțeleg și spui înțeleg. Dar ne întâlnim, vorbim la obiere, discutăm și, ca exemplu, dacă găsim o temă comună, noi discutăm nicio problemă. Dacă nu, nu găsim nicio temă comună pe viitor și nu mai e plăcere să stai cu mine, ca exemplu, e legerea ta să te duci. Eu am pierdut nevoie, bucurie sau, nu știu, explicația la discuții, proste, schimb de discuții. Eu dacă mă văd cu oameni și discut, eu discut cu un scop. Ai ajuns la momentul ăsta când știu, eu cred că așa, că discuți numai despre, ca exemplu, un prieten care discută. el vorbește absolut despre alta, dar tu vrei să vorbești despre nișa ta, da? da, da și nu vă, da. da, da asta, distanța să da, fie tot mai, și mai el, mare. Și tipa, băi, și, și zăganești un da? da? dar <laughs> știi cum asta se pronunță? Tu te focusezi, te focusezi, ți, ți trebuie capul tot mai clar să rezolvi și ți, -ți trebuie să discuți cu oamenii și ești confruntat ca să te și tu când te vezi cu oamenii, prieteni, cunoscuți un alta, și începe a despre probleme și politică, la un Aiii... moment dat te prins că fiu, eu nu, nu, mi pot permite, tipa, dacă asta continuă așa, apoi din odată pe săptămână, la o dată la trei luni, știi, vedem. Știi cum este vorba asta? Dacă e un, un castravet uh, proaspăt și-l bagi într-o bancă cu castravet murat, el peste timp are care oricum a da. și și-l murat, n-are cum alt fel, știi? Și, ca exemplu, ca așa, exact așa la oameni, dacă tu ai să ai să interacționezi cu un, niște oameni care plus minus au așa eși, să spunem, scop no, ca și trebuie mai. Și care de Nu așa. Da, și da. și dureros da. să înțelegi că ia uite cum e el, uite și faci și tu înțelegi că tu rămâi în urmă și tu te tragi încolo. Tată vreme te inspiri de la oameni da, care te prost, inspir, la da, te inspiri, dar mult, la noi cum în mare parte multă vine? Zavist? Nu, asta e problemuță. Da. Asta e problemă și normal că la noi moldovenii, ca exemplu eu, eu tot timpul știu, mă uit la dânsul ca cum, cum se zice cu, din partea bună. Mm -hmm, știi? și mm -hmm. eu văd chiar, dacă exemplu, cum zici tu, băi, omul ăsta e ca, uite, o atins un scop care Băi, dar și eu nu pot și eu sunt mai prost ca dânsul, știi? Sau ceva de genul dat. Dar nu că, băi, el are, băi, dar eu stau și mă uit la televizor, știi? Eu e da, ca și iar așa și la și care zis și despre moldoveni, că nu numai, numai lucrăm și asta e tău, din, 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 greu, știi? Dar mm -hmm. nu e numai că da, eu, a, este un light motiv. Eu am vorbit cu mulți antreprenori cu cifre de afaceri mari, peste un milion. La dânsă este o chestie care nu există la oamenii care fac mai puțin sau de 5-7 Ei disciplinați, ziua tot e planificată, sport fac, alimentație sănătoasă, comunicare numai pe delu, care o stare eficienți și cum îi văd asta și cum ajung acolo, e ca eu înțeleg că eu, dacă mă compar cu oamenii și eu nu trăiesc așa. Uh -huh. Asta înseamnă că modul meu de a fi în încurc în ei să înțeleg ceva despre business și eu trebuie ceva să schimb că tot acolo po să ajung. Înțelegi? Și asta e și o chestie tare interesantă de dezvoltare de... Deci să nu-ți programezi până într de tare timpul tău că își și să gustul vieții, știi? Dar eu cred că... Tu dacă ai că exemplu Ca exemplu e Asta și este gustul Asta, eu prins plăcere din tema asta. Înțelegi? Tipa prosta, fighesc eu, da, e, bun, e prins Eu de acord cu tine, dar vezi că eu... îmi place și când petrec timp cu familia, știi? Cu copiii, cu soția. Când mergem la un restaurant împreună cu soția, știi? Da. Și așa fac mult sacrificii, dar iarăși dacă ai să petreci prea mult timp decât trebuie, știi? Ai să crești. În toate ambițiile astea, prețul o da, contează. Știe. Prețul, blin, și, Asta e realitatea. Modul în care îl plătești și de regulă, cum zice și Badrov zice, de regulă asta nu-s bani. <laughs> Îți plătești preț mare, dar de regulă asta nu-s bani. <laughs> asta e tristuț. Bun, bun, mai e ceva de adăugat. Transmis diasporii de... <laughs> este o întrebare tare interesantă. Și te-ai așteptat tu că noi să mai discutăm și eu nu te-am întrebat și ar fi ok tu să mai adaugi. Eu nu știu, cred că noi am atins foarte multe subiecte Da, dialogul este tare diferit și place După asta, nu știu, cred că să vedem o grămadă de comentarii Că am atins foarte, chiar foarte multe subiecte Și români, și ruși Ca și cum nu le discut oamenii zi, știi? Dar le discută, toți le discută Pur și simplu, știi, să ascund Asta, nu știu Sau le discută, știi, la cap nu, chiar trează și pe urmă la două zi, băi, scuză sau, uh -huh. sau nu scuză, știi, ca așa să o, -o prăgnit. dar nu știu, trebuie noi să, pur și simplu, spunem alte valori în față și o leacă da, e gine când te gândești la poponea ta, dar, pur și simplu, trebuie o leacă și, și știi, dacă să ne gândim fiecare puțin puțin, poate și la, la omul opozit, poate să mai schimba și ceva lucrurile și la noi, știi? Dar la diasporă, nu știu ce să le doresc. Le doresc o prosperitate, știi, cu la nuntă, să zic, să zic, să zic, să zic, să zic, dar ce atâta sănătate și sănătate, știi, că când ajungi după 30 de ani, mă ca și ei, știi, acolo doare, acolo te Și Știi, gândești, nu, băieți, investiți în voi, bun, lucrați, cuieriți, cum să zic, da investiți în cunoștințele voastre, dacă vreți să atingeți un scop mai mare și să deveniți o leacă mai... Eu nu o zic celebre sau ceva de genul dat, știi? Dar să, să deveniți oameni cu un capital mai, mai bun, trebuie de investit în cunoștință. De și nu are importanță câți bani ar trebui, știi, să ar fi, dar vâră atâta cât, 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 ai și cât poți, știi? Da, vără, Nu veni acasă și uita la televizor și asta e tot. Super. Mulțumesc mult. Ne-a dus plăcere. Mulțumesc Spoilă mult. Hai să Am plecat în <laughs> <minu> <laughs> <todavía> mă întâlnesc cu tot ce e.